prin cercetările noastre am confirmat existența primului cimitir al mănăstirii, spațiu funerar care a luat ființă cel mai probabil la sfârșitul secolului XVIII și care a funcționat până aproape de începutul secolului XX. Prin săpăturile desfășurate lângă Biserica Sfântului Ioan am scos la lumină peste 70 de morminte, reprezentând înhumări, dar mai ales reînhumări, care datează în linii mari din secolul XIX. Multe dintre aceste morminte sunt anterioare bisericii, pentru că Biserica Sfântului Ioan a fost construită în anul 1844, dar am identificat și destule complexe funerare care sunt posterioare acestui moment, până chiar spre anii 1880. Este interesant faptul că multe dintre morminte erau însoțite de elemente cumva identitare, în sensul că, potrivit obiceiului din mediul monahal, alături de defuncți erau depuse cărămizi cu inscripții pe care era menționat anul decesului și numele persoanei. De asemenea, tot ca elemente care ajută la identificarea unora dintre persoanele înhumate, sunt și mai multe lespezi funerare, desigur, însemne de mormânt. Interesant fiind faptul că unele dintre acestea aparțin unor monahii care proveneau din familii boierești cunoscute ale Moldovei din secolul XIX. În jurul bisericii exista un cimitir, poate atunci câteva morminte, că mănăstirea noastră nu avea așa o vechime destul de mare ca să fie totuși înconjurată de un cimitir mare. Și maicile noastre, conducerea de atunci, s-au gândit să mute cimitirul de aici, de lângă biserică, pentru că devenise deja un sat monahal și căsuțele erau chiar în preajma cimitirului. O parte din morminte au fost deshumate și puse în osoarul mănăstirii, care îl avem și acum la subsolul Bisericii Ademirea Maicii Domnului, dar putem să spunem că au și mai rămas câteva morminte care nu s-au știut de ele. Și în timpul când s-au mai făcut lucrări la construcția caselor din jurul bisericii, s-au descoperit aceste oseminte și maicele de atunci s-au gândit că să fie așezate la temelia bisericii, într-un loc bine pus pentru păstrarea lor și chiar să nu mai fie de nimeni deshumate. Dar uite, peste 200 de ani am fost nevoite să umblăm totuși la temelia bisericii. O descoperire deosebită o reprezintă un recipient de sticlă închis etanș pe care l-am identificat la talpa fundației bisericii, recipient care avea în interior un document. Cel mai probabil sticluța respectivă a fost depusă în momentul construirii bisericii în anul 1844, iar în momentul de față documentul respectiv se află într-un laborator specializat în intenția de a-l extrage din recipientul de sticlă și de a-i descifra tainele. Are la psidă, aici, la o adâncime de 1,80 m. La o adâncime de 1,80 m, era pur și simplu pusă oblic în temelia bisericii. Cum temelia nu era tencuită, pietre așezate una după alta și era un loc acolo special. Totuși, sticla mi se pare că nu este chiar atât de veche. Eu cred că s-a mai umblat cândva pe la temelia bisericii și sticla asta nu cred că este de la înființarea bisericii de la 1844. Că sistemul ăsta de sticlă era o sticlă sub forma unei sticle de șampanie largă la gură și nu cred că erau acum atunci în 1844 forma asta de sticlă. Dar așteptați bănuiesc cu sufletul la gură să și aflați noi. Ce așteptăm a fost. Așteptăm cu nerăbdare rezultatul, să vedem ce spun și antropologii și așteptăm osemintele noastre să ajungă înapoi ca aici să-și doarmă locul de veci în cimitirul mănăstirii.